Crucială pentru Liviu Dragnea, instanța supremă decide chiar astăzi dacă redeschide dosarul Teldrum la cererea procurorilor DNA. Această anchetă vizează privatizarea companiei, dar și acordarea unor contracte cu dedicație de către Consiliul Județean Telorman, condus la acea vreme de Liviu Dragnea. Dosarul, vă reamintesc, a fost închis în urmă cu 5 ani de zile, tot la cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Ce s-a întâmplat de se cere redeschiderea, ne explică colega mea Corina Matlinski. Bun găsit, Corina, și dacă a avut Liviu Dragnea vreo reacție până în acest moment legat de acest subiect. Bun găsit tuturor. Deocamdată președintele PSD nu a avut nicio reacție legată de această cerere a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție de a redeschide dosarul penal în care el este vizat. O redeschidere care vine după 5 ani și asta pentru că în 2013 tot procurorii DNA au decis clasarea acestui dosar pe motiv că nu au găsit indicii temeinice care să ducă la o faptă penală. Iată că după acești ani, spun ei, au elemente noi și iau în calcul chiar și acel raport OLAF care privea corupția cu fonduri europene. Rămâne să vedem însă ce se va întâmpla. În doar câteva ore vor lua în discuție judecătorii de aici această cerere. Spuneau procurorii DNA că vizează privatizarea Teldrum către foști colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea, dar și anumite contracte obținute de către firmă pe vremea când Liviu Dragnea conducea Consiliul Județean Telorman. Ar face parte, de fapt, această mișcare a procurorilor DNA dintr-o chestiune mai largă, să spunem așa. Ar viza o mică parte din dosarul care este de altfel deja la Direcția Națională Anticorupție, un dosar Teldrum în care Liviu Dragnea este pus sub acuzare pentru 5 infracțiuni, abuz în serviciu, constituire de grup infracțional organizat, dar și fonduri europene pe care le-ar fi obținut în mod ilegal compania Teldrum, care ar fi cumva condusă din umbră, spun procurorii, de către Liviu Dragnea. Rămâne să vedem ce se va întâmpla astăzi. El a fost citat. Avocata sa spune însă că cel mai probabil nu va veni și va fi reprezentat de către aceasta. Rămâne să vedem dacă într-adevăr acele elemente noi de care vorbesc procurorii DNA sunt îndeajuns pentru a redeschide un dosar penal.